pompierii nu au repaus în această vară fierbinte. Conform datelor transmise de IGSU, în doar o săptămână, echipajele de pompieri au intervenit pentru stingerea peste 300 de incendii de vegetație. În județul Mehedinț, focul izbucnit în urmă cu mai bine de o săptămână continuă să mistuie pădurea de la granița cu Serbia și nu sunt semne că ar putea fi stins prea curând. La fața locului acționează peste 100 de pompieri, pădurari și voluntari ajustați de două avioane militare care aruncă apă. Accesul în zonă este dificil pentru mașinile de pompieri, așa că participanții la operație operațiune acționează cu ATV-urile. Este deja opta zi în care se acționează pentru stingerea incendiului din aria protejată a Parcului Național Porțile de Fier. Nici imobilele populației ori firmelor nu sunt ferite însă de foc. În noaptea de joi spre vineri, pompierii militari din Vicov de sus și voluntarii au intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Voitinel. La sosire, echipajelor, acoperișul ardea, iar focul amenința să se extindă. Conform comunicatului transmis de Isus Uceava, cauza probabilă este folosirea intenționată sursei de aprindere pentru a genera incendiul. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.